Europarlamentarul Cristian Terheș ne informează și sunt toate semnele care are perfectă dreptate că Raiffeisen Bank, una din băncile austriece în România atât de legată nu numai de Viena ci și de Moscova, începe să gâfuie, începe să aibă dificultăți cu numerarul, întrucât au avut loc foarte multe retrageri de numerar ale cetățenilor și foarte multe închideri de conturi. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că degringolada pentru Raiffeisen a început.